Bancurile dedicate producătorilor locali sunt adevărate guri de oxigen pentru cei care le oferă consumatorilor produse naturale. Chiar dacă nu se pot lăuda cu vânzări de top, producătorii spun că aici au vizibilitate, pot interacționa cu oamenii și, cel mai important, își pot oferi spre degustare produsele. Concluzia? În fiecare oraș al țării ar trebui organizate săptămânal târguri dedicate producătorilor agricoli locali. Haideți să vedem ce spun expozanții care în weekend s-au întâlnit în Cluj la unul dintre cele mai mari târguri de profil din țară. Poftiți! Salată cu ghebe. Suntem normal din Moldova, așa e corect. Da, adică ăștia de aici suntem anormali. Nu, sunt normal. Nu, sunt normal din Moldova că fac produsele astea zăpăcite. Da, da. În sensul ăsta. La târgul Produs de România, organizat pentru prima dată în Cluj-Napoca de Asociația Produs de Cluj, au venit peste 140 de producători locali din toate colțurile țării. Fie că au vândut legume, fructe, obiecte populare, uleiuri presate la rece, zacuscă sau dulceață și compoturi, producătorii spun că au venit ca să prindă vizibilitate și nu neapărat să vândă. Foarte mult pentru promovare, pentru că eu dau la degustat absolut tot și lumea gustă. Dacă îi place, mănâncă, dar de obicei îi place. Și mă ajută foarte mult că fac comenzi prin internet, acasă, oricând. Ne ajută în ce sens? Nu neapărat prin vânzările pe care se fac, consider eu, rezonabile, ci prin faptul că produsul nostru poate fi cunoscut și poate fi promovat, și asta este interesant pentru noi, fiindcă dacă este promovat, este cunoscut, probabil vom avea vânzări și ne putem dezvolta. Suntem o asociație de producători care administrăm în jur de 150 de hectare de livadă, cum ar fi căpșuni, cireșe, vișine, fructele de vară, piersică, caisă, mere, pere, prune și avem nevoie de promovare. Vizibilitatea sau interacțiunea cu cei care consumă nu e niciodată prea multă. Așa că printre expozanți a fost și producătorul de uleiuri presate la rece din județul Cluj, care este furnizorul oficial al Casei Regale a României. În primul rând, noi ne-am format și ne-am lansat cu Produs de Cluj și la acel moment, și mi-amintesc foarte bine, primul târg la care am participat în 2012, am spus vrem să participăm și noi la Produs de Cluj în calitate de Produs de Cluj și să devenim un brand de Cluj. Deci, odată ce am devenit un brand de Cluj, atât de cunoscut, nu cred că trebuie să uităm de unde am plecat să rămânem într-un contact direct cu consumatorul nostru. Producătorii locali cer ca autoritățile de la nivel central să se implice mai mult în promovarea produselor locale românești, mai ales că în lanțurile de hipermarketuri produsele autohtone pierd teren în detrimentul celor aduse din import.